Bună ziua! Astăzi pregătim ceafă la tigaie. Am 4 bucăți de ceafă pe care le-am tăiat așa feliuțe, aproximativ 400 de grame. Am încins tigaia și le punem la prăjit. Ceafa a fost marinată peste noapte. Am condimentat cu condimente dorite, piper negru, sare, puțin ulei de măsline, 2 linguri de ulei și zeamă de lămâie. Tot așa, 2-3 linguri de zeamă de lămâie și lăsate peste noapte. Se prăjesc foarte bine. Le punem la prăjit. Le tăiem așa feluțe subțiri ca să fie și mai frate, deci și mai moale. Ulei nu mai punem pentru că am avut în carne, cât asta l-am macerat. Și la foc mare, fără capac în prima fază, o călim bine, până schimbă culoarea, până dispare apa și o lasă carnea. După ce se călește bine carnea, vom pune și ceapă, vom pune legume. Ceapă, usturoi și ardei roșu, ardei gras. Stocăm ceapa. Tocătorul pe care am tăiat carnea trebuie spălat sau schimbat cu altul, întotdeauna, pentru siguranță. La fel tocăm și usturoiul, cât mai fin, după gust, mai mult, mai puțin, cum dorim. Și ardeiul îl tăiem mai mărișor. Batonașii așa, mai lungi. Călim bine și legumele după ce le-am pus pe toate. Și acum punem capac. Potrivim focul să nu ardem ceapa și usturoiul. Dacă mai e necesar, putem pune și puțină apă, 2-3 linguri de apă. Înăbușim în continuare. Am pregătit și 3 cartofi pe care îi vom tăia bastonașe. Vom înăbuși împreună cu carnea și legumele. Cam așa îi tăiem, potrivit. Îi tăiem așa pe toți, îi punem peste carne și încă jumătate de oră până fierb și cartofii, se mai moaie și carnea. Înăbușim la foc mic cu capac. Înăbușim așa la foc mic cu capac. Din când în când putem pune și o lingură două de apă, câte o lingură două de apă și amestecăm. Mai amestecăm din când în când până se moaie bine cartoful și carnea, aproximativ jumătate de oră. Când aproape s-a înmuiat și cartoful, condimentăm puțin cu condimentele preferate, boia dulce, piper negru, sare după gust, oregano, orice dorim. Cartoful s-a muiat, la fel și carnea, gustăm. Mai lăsăm puțin fără capac să se mai călească așa puțin și este gata mâncarea, foarte sănătoasă și ușor de făcut. Am pregătit și o salată de sfeclă roșie, la fel, foarte sănătoasă. Și avem un prânz excelent. Oprim focul. Și avem mâncarea gata. Carne înăbușită la tigaie, cu legume și cartofi, cu o salată de sfeclă alături. Excelentă! Poftă bună!